Bună ziua, doamna președinte, vă mulțumesc că sunteți alături de noi în studioul PSNews. E o mare plăcere. Aș vrea să intrăm direct în viața politică. E un lucru care de multe ori dă tonul și am să revin la un eveniment recent care n-a trecut tocmai plăcut pentru PNL. Vorba de moțiune. De fapt, moțiunile, ca să discutăm așa despre ele, principala armă a unei opoziții. În cazul noastră, al PNL-ului, au cam dat greș. Din ce motiv? N-a fost pregătită opoziția, n-ați fost suficient de convingători la adresa celorlalți parlamentari? Versiuni sunt multe. Moțiunea de cenzură, în general, să știți că este un gest politic pe care opoziția și-l asumă atunci când consideră că o temă este mai mult decât relevantă în analiza pe care partidul și-o face și în analiza pe care și-o face raportat la opțiunile populației din acel moment. N-am dat greș. Multă lume mă întreabă dacă n-am greșit depunând moțiunea de cenzură atunci când Victor Ponta a fost trimis în judecată. Și v-aș răspunde cu o întrebare. Cum am fi putut să nu depunem moțiunea de cenzură atunci pe acea temă? Și credeți-mă că era exclus, ne-am fi reproșat noi ca Partid Național Liberal, cred că foarte mulți ani de acum încolo, dacă nu făceam acest gest politic cât se poate de simplu. Efectul acestei moțiuni, chiar dacă n-a trecut, a fost acela de separare a apelor. Lucru cât se poate de benefic. Știm foarte clar că Partidul Național Liberal este opoziția și a avut ca obiectiv un guvern și un prim-ministru credibil. Pe partea cealaltă avem un PSD, un EPR, ALDE, care susțin un prim-ministru lipsit de credibilitate. Uitați-vă pe agenda de la moțiune încoace. Luați agenda de politică externă a primului ministru și vizitele făcute în țările europene sau parteneri europeni care să fi venit la primul ministru sau vedeți aliați din NATO care au avut legături cu Victor Ponta. Zero. Nu există niciun fel de agendă europeană de la momentul trimiterii sale în judecată până astăzi. Lucru pe care noi l-am invocat, pentru că eu n-am o problemă cu vinovăția sau nevinovăția lui Victor Ponta. Nu analizez eu, nu e menirea mea. Am spus-o de fiecare dată și am să o repet. Omul își va demonstra sau nu nevinovăția în instanță. Dar până atunci, poziția de prim-ministru se mănâncă cu mai mult de atât. Se mănâncă cu credibilitate, se mănâncă cu imagine în plan extern, cu o platformă solidă a acestui guvern. Nu există, din păcate. Și da, îmi pare rău că n-a trecut moțiunea de cenzură, dar să știți că nu puteam să o întârziem, așa cum ne sugerau unii, probabil până în sfârșit de noiembrie-decembrie, în speranța că Oprea și Cutăricianu s-ar fi trezit. Ia uite, domnule, azi suntem, privim spre interesul național și nu spre Ponta. Nu puteam să facem greșeala aceasta. Foarte interesantă. Este nu prima oară, cel puțin a doua, a treia oară când vă aud spunând chestiunea asta de separare a apelor, de delimitare, de a se vedea, ea sunt într-o parte, aia în alta. Asta înseamnă că în momentul de față, din moment ce s-a văzut a doua oară această delimitare, PNL-ul își va vedea fișa postului ca partid de opoziție și va critica și va ataca nu doar PSD-ul și pe Victor Ponta, ci și celelalte formațiuni de care v-ați delimitat. Aici bănuiesc că înțelegeți, vorbim de UNEPR, vorbim de ALDE. Există șansa ca în următoarele săptămâni, luni, să vedem acțiuni reale, critici, dure la adresa și acestor miniștri? Au mai fost, dar se vor înteți categoric că opoziția nu se face doar la Victor Ponta sau doar la PSD, se va face la toată formula care susține guvernul în acest dar moment. Dar și punctual bănuiesc, pe un ministru sau pe altul, nu? Nu o să evităm și nu o să menajăm niciun fel de ministru, indiferent care este partidul de origine al acelui ministru, dar vă mărturisesc că vom avea mai mult de atât. O să limpezim inclusiv la nivel de direcție politică și strategie politică opțiunile noastre. Luni am luat o decizie în birou politic al Partidului Național Liberal ca în 2-3 săptămâni, undeva probabil la începutul lunii noiembrie, să facem o analiză foarte clară a poziționării Partidului Național Liberal față de toate forțele politice de pe scena politică românească.
premiza de la care pornim este clară. PSD este adversarul nostru politic. Este singurul partid din România cu care excludem orice fel de alianță, orice fel de coaliție, orice fel de formulă de parteneriat. În schimb, vom avea discuții foarte clare vis-a-vis de celelalte două partide care susțin în acest moment arcul guvernamental. Eu cred, de exemplu, că ALDE, în acest moment, condus de Călin Popescu-Tălicianu, pariază pe un cal mort în politică. Da? Pariul lui cu Victor Ponta este un pariu pierdut. Și m-aș bucura să-și dea seama de acest lucru mai devreme de alegerile parlamentare de anul viitor, pentru că riscul ca acest partid, mergând cu Victor Ponta, să nu intre în Parlament, este unul destul de mare. Aș putea spune chiar că se îndreaptă spre 100% șanse să nu intre în Parlament, neșansa fiind de fapt de partea dânșilor. Și știu că orice aș spune pozitiv despre Călin Popescu-Tălicianu se va întoarce într-un atac din partea domniei sale, că nu rămâne nepedepsită niciun fel de replica mea la adresa domniei sale, dar cred că o discuție foarte serioasă în sânul Partidului Național Liberal este necesară. Nu vom merge, fac această precizare încheind răspunsul la întrebarea dumneavoastră, pentru că m-au mai întrebat jurnaliști de-a lungul vremii dacă această raportare la diverse partide înseamnă o formulă comună cu ei la alegerile locale sau la alegerile parlamentare. Vă spun că nu există această discuție. N-a existat și nu va exista, pentru că, în opinia mea, Partidul Național Liberal, în acest moment fiind primul partid în opțiunile electoratului, trebuie să meargă singur la alegeri, urmând ca după ce rezultatele parlamentarelor sunt publice, afișate, abia atunci să porți discuții pentru formulă guvernamentală cu diverse partide politice care au reușit să tragă pragul parlamentar. Până atunci nu cred că este cazul de vreo discuție. Avea o singură întrebare înainte să părăsim subiectul ăsta al moțiunii. În timp ce în Parlament erau discursuri, se vota moțiunea, afară oamenii au făcut un meeting de proporție, aș spune eu. Au fost mulți. La final, chiar dacă PNL-ul a înregistrat un eșec, multă lume se aștepta ca fie dumneavoastră, fie Vasile Blaga, fie amândoi să coborâți în mijlocul oamenilor și să le spuneți ceva, să fiți acolo. N-ați fost. Cum credeți că s-a perceput semnalul ăsta din exterior? Colegii noștri care au fost în stradă, care sunt neparlamentari, le-au explicat, a fost o nesincronizare. Dacă plecam din plenul Parlamentului, la momentul citirii moțiunii, ar fi fost văzut foarte prost acest gest. Le-am transmis colegilor noștri din Parcul Izvor, care au fost cu cei veniți de peste tot, pe o vreme mizerabilă de altfel, suportul nostru și mulțumirile că sunt alături de noi. Eu, să știți că n-am nicio ezitare să-mi cer scuze față de oricine s-a simțit lezat că a existat acest impediment și vom fi foarte atenți data viitoare să nu creăm sensibilități inutile față de niște oameni care merită tot respectul nostru.